Bună ziua, stimați ascultători! Ne aflăm aici în direct la Radio Dobrogea pentru ultima emisiune înainte de Crăciun. M-am gândit să propun o temă care are legătură cu Crăciunul într-un fel mai puțin evident și m-am gândit la o temă care sună așa: mai buni și mai fericiți. În vremurile noastre s-a lansat pe piață o sintagmă: să fim mai buni de Crăciun. Pentru cei care nu au un simț critic foarte dezvoltat, sună bine. Pentru cei care încep să-și pună problema și încep să descifreze ce ar putea să spună o asemenea sintagmă, lucrurile nu prea au sens. Nu poți să fii bun la comandă, pentru că noi nu suntem roboți și dacă nu suntem deja așezați către bine, într-o direcție bună, n-avem cum, pentru că se aprind luminițele pe stradă, să fim mai buni. Sau pentru că e bradul ornamentat și vine Crăciunul și vine Iisus Hristos la noi în inimă, nu putem fi mai buni. Putem fi buni și eventual să folosim aceste ocazii pentru a descoperi de ce e important să fim buni și care este sensul generozității, care este valoarea pe care ne-o propune Iisus Hristos prin această sărbătoare. Pentru că totul are o legătură cu sensul teologic. Nu poți să separi sărbătoarea Crăciunului de sensul întrupării, de motivul pentru care Dumnezeu Fiul s-a făcut om, pentru care s-a născut din Maica Domnului, a ales o fecioară să-i fie mamă. Toate lucrurile astea au legătură cu iubirea și cu dorința lui Dumnezeu de a nu ne lăsa să ne ratăm. Pentru că omul, odată ce se separe de Dumnezeu, merge pe drumul care nu e bun, e un drum al ratării, al dezorientării, în primul rând, al lipsei unor repere absolute. E ceea ce trăim noi în societatea de astăzi. Am invitat astăzi trei elevi, pe Codruța, Daniel și Andrei. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Bun! Acum aș vrea să vorbiți fiecare dintre voi despre cum percepeți această idee a bunătății și cum se naște ea în sufletul vostru, în mod special, nu în general. Când sunteți mai buni și mai fericiți? Ce anume, ce preocupări, ce activități ați simțit că trezesc în voi această stare care ține de chipul lui Dumnezeu și de starea de rai pe care omul a pierdut-o? Pentru că raiul presupune o stare de bine și de fericire, de absența răului și a suferinței. Hristos a făcut om pentru ca omul să nu mai aibă, după ce moare, parte de aceste lucruri. De aceea el lansează acele nouă fericiri, le pomenește. Deci ideea este că plecăm de la o anumită stare și încercăm să ajungem la o stare de împlinire care, să spunem, ar fi înglobată în aceste fericiri sau în această fericire. Cine vrea să înceapă? Păi propun eu să începem. Te rog. Da, pentru a răspunde la întrebare, propun să începem mai întâi cu generalul și după la particular. Așa că o să vorbim puțin despre fericire în postmodernitate. Termenul ăsta de postmodernitate e complex, dar apare în 1979 în lucrările unui filosof francez, Jean-François Lyotard, teoreticianul postmodernismului. Și el definește acest curent contemporan, să zicem, deși există și post-postmodernitate, îl definește simplu, simplificând la maximum, drept incredulitate față de metanarațiuni. E, cuvântul ăsta, metanarațiuni, e destul de complex. Poate fi tradus în mod simplist prin poveste. Și poveștile astea includ, să zicem, marxismul, psihanaliza, religia bună oară, adică sunt viziuni care explică, care dau sens vieții. Postmoderniștii nu mai cred în povești. Ei, în mituri. În mituri, exact. Ei nu cred că există un adevăr absolut, prin urmare nu cred în poveștile astea. E, și acum, dacă e să vorbim despre bunătate și fericire, aș spune că nu mai putem să vorbim despre
termenii ăștia în mod clasic, trebuie să vorbim puțin de post-fericire, de post-bunătate, să vedem ce ar însemna pentru omul postmodern, pentru omul recent, cum îl definește Patapievici. Acum, într-un articol Vintilă Mihăilescu spune, tot așa, urmându-l pe Eliotar, că omul trece de la marile povești, de la metanarațiuni, de la narațiuni, trece la micile povești. Povestea subiectivizată, specifică fiecărui individ. Dramele individului. Exact. Adică fericirea devine subiectivă. Acum, dacă ar fi să luăm... Chestia asta e problematică, ce zic eu acum. Fiindcă omul a devenit, în contemporaneitate, un set de funcții, un set de... nu se mai definește ca ființă cu suflet. Nici măcar ca ființă. Ca nu mai există ideea de ființă. Da, ființă e, la fel, un termen complex. Și atunci, fericirea pentru mine e problematică. Pentru că, dacă ar fi să vorbim de ea în contextul omului postmodern, sincer nu știu despre ce putem vorbi. Pentru că el nu și-aduce aminte de suflet. Nu și-aduce aminte că e om. Și extrapolând de aici, definițiile mele sunt te face fericit acel lucru care ți-aduce aminte că ești om sau care ți-aduce aminte că ai un suflet. Care te scoate din logica individului postmodern. Problema este următoarea. Noi, ca oameni, suntem ființe umane, așa cum erau și cei de acum 1000 de ani, de acum 2000 de ani. S-a schimbat contextul cultural, educația pe care o primim, dar asta nu înseamnă că educația nu poate să ne aducă în conflict cu noi înșine. Și cred că majoritatea oamenilor, de fapt, nu înțeleg lucrul ăsta, că ei sunt în război cu propria lor ființă, cu ceea ce au primit în momentul în care s-au născut, și că chestiunea asta nu se rezolvă prin modele culturale, ci printr-o iubire de sine despre care vorbește Dumnezeu și despre care aflăm că ar exista în religia creștină. Acea iubire care te face să conștientizezi că ai niște daruri, adică că n-ai plecat cu ala albă, cum zice cineva, un filozof renumit Locke, nu ai plecat cu ala albă în viață, ci simți de la o anumită vârstă că ai plecat cu lucruri diferite, cu altceva decât alții. Și în momentul în care ai conștientizat asta, pasul următor este, în mod firesc, logic, să-ți pui ce fac cu ele. Dacă societatea nu mi le valorizează, am alternativa să le îngrop, le las în pivnița sufletului. De ce m-ar face asta fericit? De ce ar fi un om fericit nefolosindu-și calitățile pe care societatea asta relativistă nu le mai prețuiește? De ce ar putea fi fericit? Întrebare grea. Ce aș fi vrut eu să spun în legătură cu asta? Acum, calitățile despre care vorbiți. Dați-ne un exemplu. Păi, un om are o sensibilitate față de frumosul natural. Lucrul ăsta nu prea este prețuit, pentru că trăim într-o societate foarte artificială, unde chiar și estetica nu mai ține cont de formele naturale, de culorile naturale. În domeniul vestimentației apar culori care nu există în natură, în arhitectură forme care nu există în natură, formele acestea simplificate. Deci trăim într-o societate a simplificării, a eficienței, și tu descoperi în tine niște emoții în relația cu ceilalți și cu tine și cu lumea și nu știi ce să faci cu ele. Și ajungi să te dezumanizezi pentru că la școală sau în familie sau în societate observ că lucrurile astea nu contează și nu prea ai ce să faci cu ele. Păi tocmai aici omul simte că ceva e în regulă. Și tocmai ăsta e un mod bun de a ieși puțin din logica postmodernismului. De a te distanța puțin. De a găsi, pentru că a ieșit din postmodernitate, tot Patapievi spune, trebuie să le redescoperi pe Dumnezeu. E singura modalitate. E, tocmai, trebuie să... E foarte greu, bineînțeles. Să descoperi vechile atribute tari ale ființei. Și vechile narațiuni. Exact. Trebuie să
ți le interiorizezi puțin câte puțin. Se redescopere estetica, cum a spus, cultura, religia. Poezia nu mai are niciun rol și era vehiculul fundamentelor culturale. În Grecia antică, copiii aflau despre mituri și despre zei și despre sensul vieții omului din texte scrise în versuri, din poezii. Ori astăzi poezia e doar un breloc, e o anexă, e ceva care cu care nu se poate, care poate fi evitată, se poate să nu se intre în contact și omul poate să nu resimtă lipsa acelei dimensiuni poetice. Deci, exact ce spuneai, omul e redus la niște funcții, cum ar fi de consumator. Uitați-vă, trăim în perioada aceasta a Crăciunului. Foarte mulți elevi și adulți realizează că ceva e neregulă cu modul în care oamenii sărbătoresc Crăciunul. Acum o întrebare apropo de ce discutam. De ce este atât de greu să încerci pe propria piele, experimental, să trăiești Crăciunul altfel? De ce trebuie să-l trăiești ca alții, să faci Secret Santa ca toată lumea? Toată ideea asta de Crăciun s-a materializat foarte, foarte tare și oricât ai încercat tu într-un fel să-l trăiești, așa cum simți în interiorul tău, toată lumea în jurul tău e complet dezinteresată. A, nu vrei să faci Secret Santa, asta este, nu primești cadou. Dar nu trebuie să dau cadoul sau să-l primesc pentru că sunt obligat. Sau nu trebuie să fac ceva pentru că sunt obligat. Ideea asta de să fii mai bun de Crăciun, din perioada asta, din 1 decembrie până în 1 ianuarie, sunt mai bun, sunt mai fericit, sunt așa, și pe urmă, până 1 ianuarie, încep să dau un cap. Ok? Unde e acea idee de Crăciun, de a-l sărbători și de a simți faptul că sărbătoarea Crăciunului este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinismului. Pentru că, până la urmă, dacă Iisus nu s-ar fi născut și n-ar fi apărut pe pământul ăsta, nu știu unde am fi ajuns noi ca... Nu aveam, în primul rând, sărbătoarea pe care să o trăim cum putem. Da. Deci, unde trebuie găsită această perspectivă a binelui? Cum vezi tu, pentru un om din vremurile noastre, și cum o trăiești tu? Cum ai descoperit tu că poți să-ți potențiezi partea bună din tine și să ajungi la un anumit nivel de fericire, independent de cum gândesc oamenii și cum trăiesc oamenii. Ideea de bunătate și de fericire trebuie abstractizată, pentru că oamenii se simt mai buni în momentul în care donează ceva exclusiv. Este adevărat, Dumnezeu spune că momentul în care hrănești pe cineva, mă hrănești pe mine, în momentul în care dai cuiva ceva de băut, îmi dai mie. Și este adevărat că aceea este fapta bună. Dar noi uităm că mai este o parte, aceea mentală, aceea sentimentală, de care nu se mai ocupă absolut nimeni. Și bunătatea și blândețea și milostenia nu este vorba doar de a dona din punct de vedere material. Bunătatea pentru mine și să ajungi la fericire prin bunătate este mult mai complexă decât pur și simplu donația. Deși este adevărat că mă simt mai bine în momentul în care mă duc la biserică duminică și văd o femeie cu un copil sau văd un bătrân și în momentul ăla îi dau o pâine. E adevărat că te simți într-un fel împlinit și asta este ceea ce vrea Dumnezeu să faci. Dar e un gest pe săptămână, cu restul timpului. Da, cu restul timpului ce facem. E ideea asta de bunătate și că vrei să faci ceva bun este concretizată pe momente. Duminică odată că te duci la biserică. Te mai duci o dată de Crăciun, te mai duci de Paște, te mai duci o dată la Sfântă Mărie și rezolva problema. Te duci odată la orfelinat și te simți mai bun. Da. Nu, pentru mine bunătatea și blândețea trebuie să fie niște sentimente constante. Adică un mod de a fi. De a trăi, da. Și astfel ajungi la fericire, din punctul meu de vedere. Și tu vezi bunătatea sau lipsa bunătății, o vezi mai prezentă în relațiile acestea afective dintre oameni. Mai degrabă acolo e problema. De acolo e problema, da. Și... apropo de epoca noastră, indiferent cum îi spunem, post-modernă, post-adevăr, da. Se simte cumva, simți cumva că există o lipsă a motivației de a fi mai bun cu celălalt, de a fi atenți. Se vorbește foarte mult de însingurare, de faptul că oamenii sunt foarte mult concentrați pe ei, sunt prea puțin atenți pe ceilalți. Simți asta? Este o perioadă în care toată lumea e concentrată asupra lor, cum a spus și dumneavoastră.
Și tindem să ne ignorăm unii pe alții, ca grup, ca familie. În familie ajungem să ne certăm, să ne dăm în cap frații între ei sau mama copilului sau o chestie de genul ăsta. E mai mult vina societății, sincer. Pentru că s-au depărtat toți, toți își urmăresc interesele materiale, nu se mai gândesc la faptul că o să mai fie ceva după viața asta. Ok, acum am 2000 de euro și două case, nu știu pe unde, dar după ce? Ce o să mai fie? Toată structura societății este bazată pe acum. Acum să trăiești bine, acum să fie tot ok. Nu te uiți în stânga, în dreapta, poți să calci în picioare. Și acum să ai un moment de glorie. Dacă da. Nu-l mai ai peste 3 zile... Aia nu mai contează. Măcar l-ai avut odată. Da. Andrei, tu cum vezi problematica asta a binelui? Cum trăiești tu experiența asta de a fi bun? Cum o înțelegi și cum o trăiești? Cum au spus și Codruza și Dani până mai înainte, binele și fericirea sunt două lucruri foarte abstracte, care nu se pot defini cumva decât dacă ar exista și da, antonimul. Dar se pot trăi? Se pot trăi, dar se pot trăi prin... nu știu cum să spun. Se pot trăi, adică în sensul de a simți fericirea și binele, a experimenta, a trăi fizic, a face ceva în viață. Foarte multă lume acum observ că pur și simplu își pierde pasiunile în viață. Nu mai consideră că a face ceva aduce ceva folositor, le aduce lor sau celor din jur. Nu mai ridică nimeni un deget când vede că se întâmplă ceva cu cei din jur. Pur și simplu se stagnează societatea. Nu mai există cumva contactul acela uman și cumva nu le mai pasă unora față de ceilalți. Și aici apare cumva o fractură că fericirea devine doar, cum a spus, a fi și a avea, devine doar a avea. Aici apare materialismul acela, în care, într-un fel, devenim mai apropiați de animale, cumva. Adică nu mai avem propria noastră gândire. Nu... Dar fericirea putem să o atribuim mamiferelor. Adică ce știm noi despre ce trăiește un mamifer ca să spunem că e fericit? Stați așa. Definiția din dicționarea fericirii, om aici. Stare de mulțumire sufletească, intensă și deplină. Sufletească. Adică deci nu stăm acum plin, somnul adânc. Deci chiar definiția pune problema în termeni sufletești, spirituali. Adică, cum se spune astăzi, holistici. Nu vorbim de o stare de bine particulară. Nu mă dor oasele, nu mă doare stomacul, am mâncat, organismul meu îmi transmite numai semnale pozitive, produce substanțele necesare, eu trăiesc o stare de beatitudine hormonală, substanțială și gata. E bine, deci sunt fericit. Asta este o viziune foarte redusă, e reducționistă. E ca și cum un om care trage niște linii drepte se consideră arhitect. Cam asta e nivelul. Luăm o scurtă pauză, continuăm emisiunea după câteva minute. Am revenit în direct, discutăm astăzi despre a fi mai buni și mai fericiți cu Codruța, Daniel și Andrei. Am discutat în prima parte despre contextul în care trăim, status quo. Trăim într-o societate care nu mai crede în ceea ce credeau oamenii altădată, crede în negarea acestor lucruri. Este o formă de nihilism cultural foarte prezentă, care a lăsat loc unei singure chestiuni. Credința în starea de bine pe care ți-o dă un corp veșnic tânăr, bine hrănit, cu vitamine, bine îmbrăcat și acel nivel financiar necesar împlinirii unor dorințe din ce în ce mai nerealiste și mai îndepărtate de nevoile elementare. Trăim într-o lume a consumului, o societate de consum,
în care oamenii chiar foarte greu mai realizează care e distinția între a te simți bine și a fi bun și a fi fericit. Pentru că poți să fii un om comod, care te simți bine în starea ta, când ceva te scoate din comoditate, să spunem, apare un anunț, e cu tremur de 8 grade pe scara Richter. Din momentul acela se prăbușește întreaga structură, eșafodajul acela sigur, bancomatul e departe până la bancomat ca de clădirea, mașina de lux este și ea departe, s-ar putea să nu mai ajungi la ea, și atunci omul care era bun în aparență devine rău, calcă pe alții în picioare pentru a supraviețui. Despre asta vorbim și aș vrea să continuăm discuția și să puneți problema aceasta. Pentru că a fi mai bun e o chestiune de constatare, de fapt, de stare de fapt. Ești sau nu ești un om bun? În condiții concrete de viață, te comporți ca un om atent la ceilalți, interesat de binele celorlalți sau nu? Ce imagine ți-ai creat tu contează prea puțin, important este ce faci în mod concret într-o situație. Andrei, ce anume pe tine personal te face mai bun? Faptul că ai note mari, de exemplu, te face un om mai bun? Sincer să fiu, am învățat de când am intrat la liceu că notele pur și simplu chiar nu prea contează, adică nu contează deloc, pentru că important este ce înveți și cu ce rămâi după acele teste sau ascultări. Deci experiența învățării, da, pur și poate eventual să-ți aducă. Pentru că nimeni nu spune că nu putem învăța sau învăța mai bine după ce au fost acele note puse în catalog. Poți să spui într-un minut, două, să dai un exemplu de experiență de învățare care te-a făcut să te simți împlinit în momentul în care ai înțeles ceva, să ai făcut niște conexiuni legate de anumite informații și de realitatea despre care se vorbea acolo. Nu știu, la o disciplină. Sincer să fiu, materia mea preferată este fizica, pentru că pur și simplu ne învață cum... Pe tine te învață, că da. Pe unii nu învață. Sau pe mine mă învață cum funcționează pământul din jurul nostru, cum funcționează corpurile și chiar și starea lor în repaus, fără să se acționeze nimica asupra lor, este fascinantă. Pentru că este reușim să intrăm în substratul lucrurilor. Este cumva... Dincolo de aparențe. Da, dincolo de aparențe. Este o formă mai complexă de adevăr. Pentru că de obicei ceea ce vedem ne înșeală. Cum este în astronomie sau când avem impresia că vedem o planetă care se mișcă de la stânga la dreapta pe cer, dar de fapt este doar o iluzie optică și sensul ei de rotație pe cer este altul. Același lucru se întâmplă sau... când vedem un om civilizat care într-o situație anume înjură sau își bate joc de celălalt. Trăim o iluzie optică. Vedem un om care pare a fi bun, dar nu este. Te rog. Da, și cum am dat acum exemplul acesta, este iluzia aceasta optică este din punctul de viziune pe care îl avem noi de-a lungul timpului. Exact cum ați dat exemplul acesta. Vedem un om civilizat pe care nu-l cunoaștem decât din treacăt, să spunem, și ne-a făcut o impresie ok, iar apoi îl vedem într-o stare în care este cu totul altceva, pentru că... E un nenorocit. Da, pentru că n-am avut timpul. N-am fost atenți la niște detalii, exact cum oamenii de știință adevărați sunt atenți la lucrurile care pentru ceilalți oameni nu contează. Noi ar trebui să fim oameni de știință în domeniul sufletului, în domeniul cunoașterii propriei stări, pentru că dacă n-ai avea suflet, ai mai simți vreo stare de bucurie că înțelegi ceva din zona fizicii? Dacă ar fi doar creier, de ce creierul acela s-ar extazia al tău și al altora nu, înțelegând niște lucruri? E clar că suntem construiți să ne bucurăm cunoscându-ne pe noi și cunoscând lumea din jur. E ceva profund din noi care se bucură de asta.
Când nu se bucură glandele. Da? Vitaminele. Codruța. Da. Cum vezi tu sau cum trăiești tu experiența asta? Ce crezi că pe tine te poate face un om mai bun? Ce experiență? Înainte aș vrea să reau puțin ideea cu creierul, pentru că așa cum este el pasionat de fizică, așa sunt și eu pasionată de literatură și un pic de filozofie, deși chiar în momentul ăsta n-am de unde să o scot, că sunt la Mate Info și mă chinuie restul materiilor. Revenind, îmi place foarte mult și mă simt fericită în moment, cu adevărat în momentul în care vorbesc cu cineva inteligent, care chiar mă luminează. Și îmi place să cred că ideea asta de inteligență îi face pe toți să se simtă fericiți, deși nu e așa. Știm cu toții că nu e așa. O să mă refer în continuare la școală, pentru că acolo ne petrecem undeva între 7-8 ore, plus drumul cu autobuzul, plus restul dezastrelor. Plus temele. Da. Plus restul dezastrelor sociale. Și aș vrea să spun că cel mai bine, cu adevărat, mă simt în momentul în care, în colectivul ăla de 30 de elevi câți o fi, 7-8 ore, pot să fac ceva bine. Pot să contracarez o idee greșită sau pot să ofer cuiva o informație care o să-l ajute. Mie mi-a plăcut întotdeauna să ajut, să fiu acolo pentru cineva, pentru că știu cum e să nu fie nimeni acolo pentru tine. Și asta mă face fericită, să, în primul rând să ascult, în al doilea rând să vorbesc și chiar dacă recunosc uneori exagerez, știu că exagerările alea nu sunt totdeauna. Da, începi cu ascultatul. Da. Ceea ce e foarte important, pentru că e pe cale de dispariție. Trăim într-o lume de mini-zei, toți au ceva de spus, și nimeni nu stă să asculte. Da, am observat chestia asta și de asta îmi place întâi să ascult, pentru că peste tot în jurul meu sunt cei care vorbesc și la un moment dat rămâne unul care vorbește singur și nu-l bagă nimeni în seamă și chiar are idei bune. Stai și te gândești, mă, ăsta gândește bine. Stai că nu e în regulă, e o greșeală în Matrix, că ăsta nu gândește bine. Da, e izolat pentru că nu e în trend, nu, da. Nu merge în logica aceasta postmodernă. Post-modern. Da. Vorbește despre adevăruri, are convingeri. Dar de ce să aibă un om convingeri? Azi putem crede ceva, mâine altceva. E mai bine așa. De ce să fim închiși? Înguști la minte, nu? Așa se spune. Da. Dacă ai niște idei și te ții de ele, ești îngust la minte. Deși, uneori e bine să dai peste un om îngust la minte care te ajută într-o situație critică. Că dacă ar fi schimbător, ar zice azi, dacă veneai ieri, te ajutam. Astăzi nu mai sunt un om generos, vreau să văd cum e. Și atunci simți pe pielea ta că era bine dacă rămânea un om generos toată viața. Da. Daniel. Păi, eu o să vorbesc puțin despre ce nu mă face fericit. Ce nu te face? Empiric vorbind, văd multă ambiție exagerată zi de zi. Adică... La colegii tăi. Da, să zicem. Colegii de generație. Colegii de generație, da. Mileniali. În sensul că ce face ambiția asta exagerată? Te face să te concentrezi, îți produce o viziune de tunel, te face să te concentrezi numai în sensul carierei. Da, în clasa 12 toată lumea face ceva pentru a deveni. În sensul ăsta poți să uiți foarte repede de coordonatele ființei. Dacă te axezi numai pe un anumit obiect de studiu, e atunci pentru mine apar probleme. Păi da, vezi, e o viziune, e o narațiune acceptată, cea a succesului în carieră. Asta e o narațiune. Nu există până acum o dovadă a valorii universale acestui adevăr că dacă ai o carieră de succes, ești un om împlinit. Deci nu există dovada axiomatico-empirică acestui fapt. Dar e o narațiune, se crede în asta. Și atunci tu, de fapt, devii cel mai bun element al societății. În momentul în care tu îți dorești de bunăvoie să devii o rotiță într-un mecanism social, păi ești aur. Tu reprezinți cel mai bun element. Pentru că nu mai există în tine nici măcar
o urmă de rezervă sau de împotrivire față de ceva ce nu e bun. Pentru că în orice societate, noi oamenii ne fiind perfecți, o societate nu poate fi perfectă. Deci evident și cea de astăzi are multe lucruri care nu sunt în regulă. În momentul în care tu accepți că această traiectorie spre succes e esența, în momentul ăla nu mai există în tine nicio opoziție, niciun simț critic, totul e ca în război. Nu contează câți oameni mor, important e să câștigi. Deci, scopul scuză mijloacele în mod automat. Exact, omul a devenit un fel de capital social în care se investește tocmai pentru a ajuta societatea, pentru a... Da, viziunea e egoistă, fiecare vrea să se ajute pe el, dar o societate e totuși o mașinărie, un mecanism. Da, ori e un trup, adică este un organism viu, ori e un organism mort. Societatea de astăzi nu e un trup. E mai degrabă un organism mort sau e ceva, un cyborg, o combinație. Există și elemente vii și moarte. Pentru că a fi viu presupune a ți se permite reacții de conștiință. Adică în momentul în care nu mai ești de acord, să poți să-ți găsești un drum în viață nefiind de acord. Dar din ce simt eu, acest tip de reacție este foarte aspru condamnat. Deci nu mai poți să faci parte din societate în momentul în care ai simțul ăsta critic și în Occident chiar oamenii care sunt foarte critici cu spiritul vremurilor sunt, nu sunt văzuți bine. Nu sunt corect politici, corecți. Da. Vreau să aduc în discuție rapid neoliberalismul. Deși e un termen foarte complex, nu intrăm în sensul politic al lui, baza culturală a lui e extinderea pieței în alte sfere sociale, în alte sfere ale gândirii umane. Și tocmai asta, de exemplu, extinderea pieței în gândirea politică. Cum ziceam, omul devine un fel de obiect în care investești sau în care se investește, nu zic pe ascuns sau pe față, dar tocmai pentru a servi organismului societal. Pentru ca mașinăria să funcționeze previzibil. Asta e, de fapt, ideea. Și, de exemplu, voi, ce considerați că aveți ca dar sau ce anume considerați că vă face unici și ce calități ar trebui sau în ce zone ar trebui să investiți în voi, indiferent de ce se întâmplă în societate? Rapid. Mie îmi place să cred că am o gândire critică. Sincer. Și ar trebui să ți-o cultivi. Da. Pentru că sunt foarte multe idei cu care nu sunt de acord și față de care mi-exprim dezacordul, dar nu sunt ascultată. Și realizez faptul că dacă aș fi, s-ar putea să schimb ceva. Dar în primul rând trebuie să fii tu lămurită. Da. Trebuie să fiu eu sigură pe anumite detalii și trebuie să știu cum să lupt. Și împotriva cui lupt. Asta pentru că avea o reacție față de ceva, e un prim pas, dar trebuie să ajungi la un nivel la care înțelegi de ce respingi acel lucru. Da. Și poți, după aceea, înțelegând, să explici altuia de ce nu e bine să-l accepte. Exact cum vorbeam despre această viziune carieristă a succesului. Da. Tu, Andrei? Eu pot spune că am calitatea de a asimila lucruri foarte repede și a asculta foarte mult pe cei din jur. Și când greșesc și când spun lucruri corecte. De obicei consider că o părere sau o teorie greșită în principal ar porni de la ceva corect de generat și dacă mie mi se pare acel lucru greșit, atunci încerc să fac persoana aceea să dea cumva înapoi acel impuls de gândire, să vadă unde a greșit. Pentru că totuși omul nu este făcut să fie rău. Rău în sensul 100% rău, pentru că altfel n-ar mai putea fi numit o ființă umană. Devine rău. Da, el devine rău printr-un fel de mutație a sufletului, adaptare. A trăirilor. Da. Adaptare la contextul social. Da, și adaptarea aceasta negativă este cumva
o un fel de formă de apărare și de integrare în societate. Pentru că atunci când toată lumea întoarce spatele unul altuia, face rău, fură, se perpetuează cumva un fel de criminalitate sufletească, omul de rând trebuie să găsească un mod de a se apăra și de obicei a fac cumva citisem la un moment dat că cel mai mare rău pe care ai putea să-i faci unui om care îți face rău e să-i faci bine. Pentru că cumva îi atași conștiința. Numai că la un moment dat nu toată lumea mai are conștiință. Deci... Este o problemă. Și aici, ca o încheiere a emisiunii, vreau să spun că cel mai important lucru pentru noi oamenii este să nu ne omorâm această conștiință că suntem ființe sociale. Foarte mulți nu înțeleg rostul bisericii pentru că nu mai înțeleg ce înseamnă o ființă umană. Că o ființă umană este făcută să trăiască împreună cu altele și nu separat de altele și că biserica este trupul lui Hristos pentru că omul nu e făcut să se roage singur de nebun, ci împreună cu alții. Și că Dumnezeu relaționează personal cu fiecare, dar în același timp El are un popor, un trup, un organism viu. Și lucrurile astea trebuie să se îmbine. Adică binele meu trebuie să se îmbine cu binele altuia și cu binele comun. Și că există un rău pe care ți-l faci ție, dar apare un punct de la care răul pe care ți-l faci se propagă în societate. Și atunci noi nu avem încă conștiința, sau nu mai avem conștiința răului care produce dezastre în plan social. Pentru că poți să fii un găduitor cu un om care își face răul lui, pentru că e vicios, are, nu știu, o atracție către anumite vicii, dar în momentul în care viciul lui îl conduce la hoție, la abuzuri în funcție, atunci răul devine un rău propagat în societate, care distruge și viețile altora. Și niciun om nu are dreptul să atenteze la binele comun. Nimeni nu i-a dat acest drept. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumim și noi. Le urăm un Crăciun fericit ascultătorilor noștri și o zi plăcută în continuare. La revedere! La revedere! La revedere.